Dragă moșule, anul ăsta am fost tare cu minte și tot ce-mi doresc este un Passat pe 6 fulgi. Sper să primești acest mesaj. Passat, I'll be rolling, shalala. I got the need for the speed, baby, ride or die. In my Volkswagen Passat, I'll be rolling, shalala. I got the need for the speed, baby, ride or die. Horny mamas want Passa Volkswagen. Acum am 360 camere și atunci camere 360. Okay. Mai zi ceva, Madi. Vezi că la interior chiar e. Și le-am pus o bandă de LED. Ok. Și un angel eyes. Băi, lasă-mă. Sincer, am fost sceptic când ai spus camera 360 de ce înseamnă camera asta. Poate fi folosit și ca menținere bandă, te avertizează când depășești banda buton pe Passat B6. Dacă mai poate cineva să pună buton pe Passat B6 cu keyless go, keyless entry. Imediat la vreo 2 luni de zile după ce am luat-o, celeva problemă cu pompa de injecție. Dacă aș fi știut de chestia asta, ca și costuri undeva la 130 de milioane. De să bagi 12.000 de euro într-o Passat B6 trebuie să ai tupeu și curaj. Cam așa și puțină nebunie. Și m-a impresionat pe mine pentru că era prima mașină pe care o vedeam cu frâna pe buton, frate. Ei, salut, aș vrea găsit la un nou vlog. Este un vlog special deoarece îl filmăm înainte de Crăciun și vreau să vă spun că înainte de Crăciun toată lumea își pune dorințe și anul acesta Madi și-a dorit să filmăm un Passat full. Pentru că știți și voi că Madi este un mare fan Passat B6. Are și acasă un Passat B6 nu la fel de întreținut și cu multe dotări. Așa că astăzi m-aș face ascultatul și a adus un Volkswagen Passat full option. Dar până să ajungi la această mașină, te-aș vrea să dai un like, un share și subscribe acestui canal. O să lăsăm în descriere și pagina cu car vertical cu 15%. Mărcile cum merită toți banii. Și vedeți și voi că deja am început să filmăm 4K, avem la valiere, lucrurile se îmbunătățesc și cumva o să prevestim ce o să urmeze în nouă sezon. În nouă sezon, pentru fiecare mașină pe care o filmăm, voi veți contribui cu întrebările puse pe comunitate, pentru că vreau să interacționăm mai mult cu voi și vreau ca voi să aflați cât mai multe lucruri despre mașini și dacă nu aflați, o să aveți în descriere link-urile proprietarilor. Până la finalul acestui clip, Madi va face acest test drive al mașinii, pentru că ea e fan Passat și ea este iubitor de Passat adevărat. Madi va da verdictul pe care îl vom face din punct de vedere estetic, al performanțelor și al fiabilității. Salutare! Salutare! Cum te găsești la pe tine pe Instagram, Facebook? N-am înțeles că n-avem, nu? Da, avem, dar nu sunt prea activ pe aceste rețele. Pot să mă găsească pe un mail ștefist cu Y, STFY, în continuare st@gmail.com. Cum mă spune lumea, că a spus și eu clipul de astăzi? Ștefi. Ștefi, da? Da. Azi l-am pe Ștefi cu al său Passat modificat. Da. Păi Ștefi, să știi că mi-ai trimis poze cu mașina și am rămas puțin surprins de faptul că dintr-o mașină, mă, Passatul nu e o mașină wow, adică nu e o mașină super și super frumoasă, a reușit să faci ceva frumos. Mi-am dorit foarte mult, de-a lungul timpului am avut multe mașini și mi-am dorit să îmi tunez o mașină și n-am apucat. Nu mi-a plăcut niciodată Passatul, dar a venit, nu știu, o conjunctură și am zis, asta a fost, hai să o luăm. Am luat-o și în momentul când am luat-o am zis, băi, break, e stoc, așa, hai să mai facem câte ceva. Și am început să-i fac câte ceva până a devenit în felul acesta pasiune, da. Spune că toate modificările pe care le-ai făcut la mașină, ai făcut împreună cu un prieten, ai spus că are un garaj, nu? Da, da, dar le-am făcut împreună cu un bun prieten al meu, se cheamă Ciprian Stan. Okay. Care are un site, îl puteți găsi pe gpos.ro. Vom lăsa în descriere și da. Link-ul.
Absolut orice modificare mi se pare că el e cel mai, da, este cel mai bun, cel puțin din București, pe VAG, e în materie de soft, de electrică, orice, de la Distronic, de la orice se poate face să-și spune pe mașină, deci e incredibil. O să ne prezinți toate modificările pe care le-ai făcut, o să începem cu partea din față. Hai să mergem puțin, fiindcă Passatul ăsta din față pare că are un pachet airline, nu? Da, dar e un airline mai diferit. N-am vrut să fie ca toate airline-urile care sunt, care se găsesc în, nu știu exact cum se numește asta, mi se pare că GT. Care prelungirea asta de aici, nu? Terminația, da. Terminația. Mai văd câteva chestii, văd niște bandouri pe care le-ai vopsit, astea sunt vopsite, da, nu? Sunt vopsite, da, sunt vopsite și colantat semnalul. Și ai și pe oglinzi. Da, deci da, mașina asta chiar trebuie să semnalizezi, că dacă nu semnalizezi... Da. Văd că ai pus și o dungă de crom pe aici, asta nu cred că vine pe... Nu, tot de mine sunt puse, astea sunt chiar puse de mine manual, dungile. Okay. Și partea cea mai interesantă sunt farurile. Când ai venit cu mașina asta și când am văzut pozele și acum când înainte să filmăm ți-am spus, băi, aprinde farurile pentru că se văd foarte frumos. Ce ai pus? Deci sunt, eu le-am făcut cu, împreună cu prietenul al meu, le-am decapsulat și le-am pus o bandă de LED. Ok. Și Angel Eyes. Foarte tare. Văd că ai și lupă, ai xenon pe ea, nu? Sau e halogen? Nu, e LED. Ai pus LED, nu? Da. Mașina, din câte văd, că nu a venit cu xenon, fiindcă n-are spălătoarea de faruri? Nu, n-a venit. A venit cu halogen, dar mi se pare că LED-ul luminează atât de bine încât... Când e vremea bună, când plouă afară, nu prea luminează. Corect. Deci corect. Când plouă afară, corect. LED-ul e... Corect. Mi-a pus și o LED și credeam că în momentul în care mergi noaptea cu LED-ul și nu plouă afară, băi, vezi totul. Deci pur și simplu chiar vezi totul. Dar am LED și pe faza lungă, dar vreau să spun că pe faza lungă s-a terminat povestea, se face ziua. Fiindcă n-ai lupă și lumina se împrăștie. Avem pleoapele astea pe care mulți ar spune, bă, nu sunt frumoase pe Passat, dar să știi că e de un aer destul de agresiv. N-am vorbit de motorizare, este un 2.0, nu? 2.0, da, simplu. Cât? 140 sau 180? 140, da. Deci motorizarea e bună, nu? Kebab, da, kebab. Ce BAB-ul? Din câte știu, ăla e chiar cel mai bun, e un cod de motor care nu are probleme. Da. Mergând din nou la partea din față, la grila față, avem și o cameră. Uite de puțin magia aici. E pus acolo, nu știu că ți-o fură. Nu, pentru că n-am avut unde să o pun. Unii, acum o să fie mulți hateri, n-am avut pur și simplu unde să o pun pentru că nu e cameră simplă. Când a fost cameră simplă și nu aveam Distronic, emblema de la Distronic, emblemele erau găurite. Și aveam cameră care se potrivea direct în triunghiul ăsta de aici. Ok. Dar acum am 360 camere și atunci... Camere 360, ok. Da. Și atunci ea trebuia să fie într-o poziție în care să prindă bara, marginea barei și nu aveam efectiv unde să o pun. Deci îmi cer scuze că am spus că e un Passat full plus încă alte dotări puse, fiindcă pe Passatul ăsta nu s-a pus niciodată 360 de grade. Da. O să ajungem și la camere pentru că eu chiar sunt curios cum se văd niște camere 360 de grade after... market. Da. În partea din față mai avem ceva, avem inscripția Airline, probabil și cu grila care vine pe... Da, grila Airline. Care a fost vopsită, că ea normal e crom. Ok. A fost vopsită cu negru. E frumoasă și cu crom, dar într-adevăr combinația asta negru cu gri, fiindcă mașina este gri, e mult mai mișto și arată mult mai bine. Hai să mergem pe lateral puțin, pentru că și pe lateral avem câteva modificări. Putem să observăm jantele astea care... Ce model sunt? Le-am mai văzut undeva. Dezent sunt. Dezent, ok. Da. Și capăcelele la Brembo, las capăcele, nu? Adică... Da, capăcele, și îmi pare rău că m-am grăbit. Urmă am văzut că există și de fier și arată mult mai bine. La 1, nu? Da, exact, da. Și acum sunt curate, dar în momentul când sunt murdare, nu, chiar m-am întrebat pe stradă, dar cum ai tu frâne Brembo la discurile astea? Și când s-a uitat mai bine... De primul cu trei pistonașe nu se poate la discurile astea. Băi, lumea o să zică că am mai avut o mașină, nu știu dacă ai văzut și aici cu 4x4 V8 și cu căpăcelele tot la fel. Da. Mașinile oamenilor, eu de-aia prezint tot felul de mașini, pentru că fiecare om are câte o poveste și un stil de atunat mașinile. Mulți, uite, pun căpăcele, fiecare cu plăcerile lui. Oglinzi de 360 de grade, uite aici, magic, camere 360 de grade, deci pur și simplu pe un Passat, bășeate să ai camere în oglinzi, jos pălăria. Mai avem și pragurile.
prelungirile? Da, pragurile sunt singurele care nu se potrivesc cum trebuie și okay. sunt puse cam așa, o să, în primăvară când o să dea căldura o să le sunt lipite și nu sunt, adică n-au fost prinse cum trebuie. Cum trebuie, da. Asta a fost, mi-a plăcut mie foarte mult și... Dunga asta de crom, o are pasat-o aici? Da, o are. O are acolo? Da. De obicei ele aici ruginesc. La dunga asta de crom, da, din câte da. Am văzut eu. Da, uite, de exemplu, aici e o mică lovitură și poate aici, pe lângă ea, dar până acum n-am... N-a luat nimic. N-a luat nimic. Hai să mergem și partea din spate, pentru că oricum trebuie să ajungem, să prezentăm exterior, o să ajungem și la motor, dar o să intrăm și la interior, pentru că acolo lucrurile, da. Din nou, e altceva. Aici, băi, aici o să dea cu hate. Ce cu asta, măi? Știu. Era, pierdusem doiul. Și ai pus 3. Și am pus 3. Eu am vrut să pun 3-0, mă scuzați. Eu am vrut să pun 3-0 că la vag acum să mă retează puterea, nu. Dar da. N-am găsit și asta am pus. O să scot, cum ajung acasă, o să scot că nu. Și avem și GTDI. GTDI. Toate roșii. Da, GT-ul l-am pus de la terminații, ca asta se cheamă GT și atunci am zis să fie așa. Terminația la difuzor, nu? Da, da. Băi, asta e frumoasă, știi, terminația asta bine și ar completa foarte bine cu evacuare dublă. Le-am acasă. Le-ai acasă, nu? Luni o să le pun. Văd că și tipsul ăla e pus acolo. Da. Probabil la evacuare e puțin modificată evacuarea. Evacuarea e țeavă până la catalizator. Ok. Deci probabil să-și audă, să facem și un test de sunet cu mașina aceasta. Passater, toate inscripțiile acolo. Din nou, două camere. Deci... Două camere. Da. Pentru ce te ajută două camere? Nu, asta e camera care era înainte, când nu aveam 360. Ok. Dar are lumină de jur împrejur. Iar asta este camera de la 360. Și pe asta am desfințat-o, dar n-am scos-o din cauza luminii, că face o lumină foarte bună noaptea. Și alaltă filmează mai bine, probabil, nu? Da, nu face asta lumină, nu? Categoric, da. Și văd și emblema asta care e scoasă în relief. Ce e cu emblema asta? Că nu e așa originală. E luminată, cu LED. Filmează Madi. Exact ca la BMW-urile astea noi. Știi că dacă ții X6, am filmat noi un X6 pe canal și avea toată grila față luminată. Da. Uite că și Volkswagen, din ce an e mașina? 2010. Din 2010? August, da. E printre ultimii ani de producție. Exact. Eu cred că mai au fost încă 3 luni de zile. Băi, un Passat destul de nou, vezi că din ce ani se fac mașina asta? Din 2004-2005? 2005, păi da, pentru că am făcut multe modificări de B7 care sunt pe mașină făcute, n-au trebuit schimbate modulele pentru că erau deja... Erau aceleași, nu? Da, erau aceleași module. Foarte interesant. Am vorbit puțin de difuzorul ăsta, pe unde îl poți să-l găsească oamenii difuzorul ăsta pentru Passat B6? Break. Difuzorul ăsta, trebuie să mă uit acasă exact site-ul, nu-l mai țin minte, o să-l scrii tu în descriere, da. Avem și Skyline mod. Uite, da. Madi, exact ca la Nissan GTR Skyline. Avem stopurile care se aprind. Băi, asta noaptea se văd foarte bine. De stopurile, da. În felul ăsta chiar se văd, da. Foarte bine. Și portbagajul e mare? E curat? Da. Hai să deschidem puțin portbagajul. Ce scuze că am trecut până... Nu e problemă. Mamă, dar e un portbagaj foarte greu. Da, urmează să-i punem electric, tot Ciprian să ocupă. O să pui portbagaj electric? Hai on, da. Da? Da. Ok. Văd că locul de buton e aici, adică poți exact, să-i pui butonul. Exact, da. Și eu vreau neapărat și cu... Și cu picior, nu? Picior, da. Mă dai seama, să vii la Passat B6 să dai așa și băiatul cu S-Class din 2010 tot cu mâna o ridică. Da. Hai să vedem, fiindcă avem și partea de audio, avem un subwoofer acolo. Da, un subwoofer și un cric, pentru că a trebuit să iau cricul acesta din cauza pragurilor, că nu se potrivește alte cricuri și a trebuit să iau unul care, într-adevăr, merge să intre dedesubt, să ridice mașina. Ok. Vezi cu multe chestii pe care în momentul în care le modifici bine, dacă lași un E39 cu anul stat, eu nu intră niciun cric sub mașină, da, deci la mine chiar nu intră nimic sub mașină. Bănuiesc, când te duci la service cu ea, e o chinuială până o ridică, știu. Cu blând, cu toate astea, trebuie să ridicăm prima dată fața, după aia spatele. Te intrăm puțin la interior, pentru că mașina asta arată foarte bine pe interior. Mari va merge pe partea dreaptă, mă lași puțin pe mine la volan, da? Te rog. Și rămâneți până la final. Pentru că Madi va face test drive-ul și Madi își va da cu părerea dacă merită sau nu toți banii. Mai zi ceva, Madi. Vezi că la interior chiar e... Păi, pe bune acum, vorbim serios. Poate nu vă place exteriorul, poate sunt multe chestii care nu vă plac vouă, dar interiorul... Spuneți-mi voi, în ce mașină aveți un display așa mare și cu Apple CarPlay, cu split screen, cu toate astea și mai aveți încă un display acolo
și cutia automată și scaune cu piele roșie și scaune full electrice și Harman Kardon și ambiental. Memorii, volan, ceasul 3D, tot. Ceasul 3D, tot. Hai să o luăm pe rând cu toate lucrurile. Avem navigația asta aftermarket, care cumva navigația originală era mai micuță, nu? Da, 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 da. Avem asta 16 pe 9. 10 inch. 10 inch are, nu? Da. Ok, care, hai să vedem cum se mișcă. Are doar 2 giga, nu se mișcă chiar. Nu se mișcă chiar wow, nu? Nu se mișcă chiar wow, dar în viitor o să schimb din cauza că o să pun cameră pentru recunoașterea semnelor de circulație și o să pun MIBU după B8. Păi ești nebun, deci asta e farmecul Volkswagen, pe bune, da. Că poți să pui orice, da, pe orice și merge. Da. Arată și mie treaba cu camera 360 de grade, pentru că lumea 100% e interesată cu treaba asta. Dă-i drumul la motor. Pornim, da? Da. Pe buton, frumos. Așa, piciorul pe frână și încă o dată. Avem needle strip și avem ceasurile cu 300 la bord. Filmează mai din coată, fiindcă vreau să vezi treaba asta. Deci am pornit motorul și avem acolo ceasurile până la 300 la oră. Chiar dacă este un 2.0 diesel, le avem până la 300. Și acum o bag în reverse, probabil, nu? Da. Am băgat în reverse. Și au pornit. Hai să vedem camera 360 de grade pe care mașina asta le are. Poate să dispară treaba asta? Băi, și chiar e o camera 360 de grade, mi se pare ireal. Da. Ține apăsat pe butonul din mijloc de pe joystick-ul rotund. De pe joystick-ul rotund? Aici? Așa, ok, pe ăla din mijloc. Pe ce din mijloc? Așa, ține apăsat. Ok. Ok, acum poți să miști de rotiță. Băi, Madi. Bine, ăsta e un Q7 aici, mai. Da, nu am găsit încă mașina de 6. Păi, fiant aici că, deci o cameră 360 de grade, deci nu mi-e scris așa. Și nu, de aici de pe rotiță. E real așa ceva. Și aici avem camera stânga, dreapta, spate. Și pe fiecare, dacă apeși pe butonul de mijloc, are încă 4 poziții pe fiecare imagine. Deci dacă apăs acum pe butonul din mijloc, ia să. Băi, lasă-mă. Sincer, am fost sceptic când ai spus camera 360 de grade, ce înseamnă camera asta. Da, da, da. Dar chiar e ce trebuie. Bun. Hai să oprim puțin motorul. Uite, mă, adică ea. Credeam că are și display, mă. Crezi când, că... când am spus că poate sunt mulți care o să spună că sunt mulți electricieni buni în București, de ce să spun, care îi cunosc și eu, care sunt prieten cu Ciprian. Dar când am spus că este cel mai bun, am spus din acest motiv, care vreau să specific acum. Buton pe Passat B6. Dacă mai poate cineva să pună buton pe Passat B6 cu keyless go, keyless entry, da? Care să funcționeze cu toate modulele mașinii, să meargă perfect, nu să îmi facă că mai sunt unii care au făcut niște improvizații de relee, îi se blochează volanul în mers, deci asta este perfect făcut pe mașină. Un mic update, pentru că această mașină are o chestie specială pe partea de alarmă și de pornire, dar ne va spune mai multe Ștef. Deci, această mașină, pentru că are pornirea pe can, toate alarmele și pornirile de la distanță se pot pune numai pe can. Din cauza asta e o alarmă mai specială pentru că, și mai scumpă, bineînțeles, pentru că trebuie să fie pe can și sunt doar câteva posibilități pe la noi prin țară. Hai să le spunem oamenilor. Deci tu poți să pornești mașina asta și alte funcții direct din acest telefon. Da. Hai să vedem, să mergem puțin mai în spate, să zic că nu zic oamenii că facem aici mânării sau ceva. Și acum Ștef ne va porni acest Passat direct din telefon. 3, 2, 1 și... A pus contactul. Da. Băi, și-a pornit Passatul. Spune și voi. Volkswagen Passat și cu Tesla, ce mai arată ceva? Arată pe ecran că e pornită mașina și sună, îți arată sunetul și ușa deschisă, se vede că sunt ușile deschise la mașină. Exact ca la Tesla, pe bune. Îți spune motorul este pornit, îți arată, oricum îți arată tot timpul voltajul bateriei, temperatura. Cât încarcă? 12.5? Da. Nu, acum o să se updateze că a intrat alternatorul, asta a fost prima oară, încă nu s-a... Ok, am înțeles. Poți să vezi unde e mașina. Cu un modul special, dacă spune cineva mașina, îi taie benzina, e un alt modul care trebuie cumpărat. Băi, e un antifur foarte bun ăsta. Da. Foarte tare. E de vânzare treaba asta? Da, e de vânzare, vreau să o vând, pentru că eu, punând modulul keyless go, keyless entry, are și aceea pornire la distanță. O să las un link în descriere pentru ca să vadă oamenii. O să lăsa un link în descriere. Astea sunt luminile din trimuri. Ok, hai să vedem luminile din trimuri. Da. Mai e palbastru.
Și acum s-a schimbat. Deci tu schimbi de acolo, da, și el se schimbă. Schimb. Ia de pe roșu. Mini bord. Și a făcut roșu și deja putem să spunem că acest Passat are plus 50 de cai pentru că e roșu furios. Exact după cheia mașinii. Uite-te la prag. La pragul meu? Am văzut că e lumina Passat acolo. Dar chiar uite cum luminează. Cum? Al tot faci. A, da, uite, cu jocul de lumințe, uite. Da, merge și așa și... Foarte tare, deci e foarte interesant. Avem cheia, nu știu dacă ați văzut-o, keyless go, keyless entry. Avem scaunele cu easy access, adică pur și simplu și cu momentul în care ieși, se pune cea mai ușoară poziție ca tu să ai loc să ieși. N-avem coloana direcție electrică, sau avem? E, nu, nu. Nu avem electrică. Nu. Ține puțin cheia și filmează puțin mai de ceasurile, fiindcă îmi place foarte mult la Volkswagen, modul în care, momentul în care pui contactul, ceasurile fac acest joc. Pur și simplu. Asta este foarte interesant. Spune-mi ce face acel display din de sus. Acel display e mai mult o cameră de asta îl folosesc eu, cameră de trafic. Okay. Și bine, el poate fi folosit și ca menținere bandă, te avertizează când depășești banda, okay, când ai obstacole în față. Mm-hmm. Aveți ceasul pe care Madi l-a văzut acolo și spus că e de Mercedes, dar mi-ai spus că e de la B7. Da. Asta ai spus și tu, că B6-le cu B7-le, multe chestii, am văzut chiar am filmat eu un Passat B6, l-am pe canal, cu interior de B7. Da. Și aici avem acești chestii, nu? Cu interior, da, de B7. Da, da, tot interiorul e, inclusiv astea de ventilație, care sunt iluminate. Avem și ambilantul pe care l-ai pus tu aici. Vedem că nu avem toate butoanele aici. Da. Ce mai era aici? Ce puteți mai pui? Chiar nu mai țin minte. Era parcă suspensie, parcare automată. Ai parktronic, îl văd aici, nu? Da, da, e și parcare automată, da. Volanul? Volanul e un volan după un Scirocco GT. Parcă. R, nu R. R, da, scuze. Mă gândesc la GT eu. Da, după un Scirocco, mulți mi-au spus că de ce nu mi-am luat volanul de GTI, de Golf, dar mie mi-a plăcut mai mult ăsta, nu știu, dă mai bine. Depinde de fiecare gustul. Da, bineînțeles, fiecare gustul. Pe care le are. Scaunele sunt scaune, ea a venit cu tapiserie de pluș, okay, iar scaunele sunt de CC 2016. De CC și bancheta spate? Și bancheta spate, da. Tot de CC? Da. Se potrivește pe CC? Da. Hai să mergem puțin în spate, că mi se pare destul de interesant. Privește mai puțin cât de mult spațiu. Bine, scaunul din dreapta e puțin pus mai în față, dar cât de mult spațiu este într-un Passat. Pe bun, de jur, mașina asta chiar își merită toți banii. Nu e ca și cum n-aș ști treaba asta. Da, și tu știi cum stă treaba asta, fiindcă ai un Passat, dar spațiul e foarte mare. Dar spune și mie, cum se potrivește bancheta asta de pe un sedan cum e CC-ul? Este fix la fel, numai prinderile în care trebuie adaptat o mufa în care intră prinderea, în care intră, nu știu cum îi spune, bancheta, clema de la banchetă, atât. În, okay, rest e tot. Asta e chiar Harman Kardon sau e doar sticker-ul acolo? Nu, sticker-ul. Da? Deci nu e Harman Kardon? Fețele de uși sunt de B7, okay, care au ambiental. Și ambiental aici, nu? Da, ambiental. Așa. N-ai trapă. Nu, n-am trapă. N-ai trapă, era mișto cu trapă. Nu, n-am trapă și, da, asta, scaunele au fost de CC, care noi am luat doar buretele de pe el, de pe scaun, cu tapiseria, tot Ciprian, și a adaptat-o la scaunele de B6. Mm. Au fost niște modificări de făcut, bineînțeles, dar au fost perfect. Păi, foarte interesant. Hai să vedem și motorul cum este și după aceea vom lua și întrebările voastre, pentru că, okay, v-am spus să puneți întrebări, vi le luăm acum. Madi, vrei să deschizi tu capotul la Passat sau deschid eu? Deschid eu? Hai să deschid eu capotul la Passat. Bă, se deschide ușor. Vezi, e o mașină făcută cu cap. Celebrul 2.0 cu filtru sport. Da. Care ajută. Ajută și la sunet puțin. Ajută puțin la sunet și... O să facem după aceea și un mic test de sunet. Ca și fiabilitate, cât de fiabile sunt motoarele astea? Nu au avut niciun fel de problemă cu ea, în afară de... imediat la vreo 2 luni de zile după ce am luat-o, celebra problemă cu pompa de injecție, dacă aș fi știut de chestia asta. Da? Dacă aș fi știut și chiar plecam la mare, eram pe autostrada Soarelui, s-a oprit, nu mai s-a accelerat, da. 4 injectoare, coloana de alimentare, tot, pompă de înalte, asta e. Ce? Ca și costuri? Ca și costuri, undeva la 130 de milioane. De asta vreau să merg cu Mini Cooper 1.4 diesel, că mi se pare mai ușor de gestionat. Da. Și de-aia îmi place și benzinarele aspirate. Dar, da, se poate evita cine, dacă ar fi știut chestia asta și e foarte simplu, okay, la Passat, de exemplu, și la tot, la
la toate din gama VAG. La pompa de înalte este un senzor de la pompa de înalte. Se desfac două șuruburi, okay. Și te uiți înăuntru. Dacă are șpan, schimb doar pompa. Deci e foarte simplu. Să nu-ți bagi în injectoare. Să nu-ți bagi în injectoare. Dar eu n-am știut. Din greșeli învățăm. Bine, exact. Unele greșeli costă cam mult, 130 de milioane să te costă o greșeală e exact. Destul de mult. Îmi place, uite, și capitonajul la motor e foarte gros, frate, deci pe bune. Uite cât de mult material punea Volkswagen în antifonarea capacului la motor. Hai să-i dai și o cheie să vedem, pune tu capacul bine. Și hai, dai și o cheie, dai tu o cheie, că eu stau în spate, să vedem exact cum se aude evacuarea, Mali. Hai să-i dăm o cheie, să vedem cum se aude Passatul ăsta, break, full. Vezi, se aude bine. Durează puțin. Nu mă lasă să turez decât până la 2000, dar când plec de pe loc tare, okay. s-aude bine. Dar vezi, s-aude frumos și îmi place că nu e foarte țipător, adică nu s-aude... Exact. Nu, dacă îmi plec de pe loc, o să-ți placă sigur cum s-aude. Ia pleacă puțin cu ea de pe loc, hai! Și de aici o tură, da? Da. Hai. S-a auzit? Ce s-a auzit, nu? Zi, Madi, uite cât de frumos se vede Passatul din zare, uite și cu farul ăsta, zici că e un BMW. Băi, a plecat bine, ce crezi? Da. Spune și mine despre cutie, ce cutie de viteză este? Un DSG, nu? Un DSG, da, DQ250, care tocmai am schimbat ambreiajul. Și ăla cât a mai costat? Ambreiaj cu volant, 52 de milioane. Al naiba de plățul la Volkswagen, că ea e o mașină ieftină când o cumperi, dar când stai să schimbi la ea, da. Mi se pare destul de scump. Da, da. Bun, hai să facem și un test drive cu mașina, pentru că eu zic că Madi va fi foarte fericită. Pentru o lași Mari să conducă mașina? Sigur, cum să nu? Da? Deci Madi, ai ocazia de Crăciun, fii mai bun, ai primit cadou acesta care sper să-ți facă plăcere. Bine, am primit și un iPhone de 26 de giga, fiindcă acum toți avem trecut în telefon Madi, iPhone 26 de giga, dar na, și un cadou simbolic pentru că va rămâne tot timpul pe YouTube și dacă v-a plăcut foarte mult acest clip, uitați să dați un like, un share și un subscribe acestui canal și hai să trecem la un test drive cu acest Passat B6 full, extra full. Gata, fraților, am lucrat și mașina, eu stau aici în spate, am luat-o pe Madi, v-am spus că o lăsăm pe Madi în față să conducă iubirea ei de viață. Ce rău tăcios ești? De ce, uite-o, nu-ți place Passatul? Ba da, dar parcă o zici așa cum. Deci niciodată, deci orice mașină ai arăta, Passat, când vede Passat pe stradă, apasă pe buton, așa? În drive. Așa. Le vola întrebările și tu ne vei răspunde la întrebări, ok? Ok. Avem 51 de întrebări, deci se vede că e un Passat, oamenii întreabă. Da. De ce lipsesc butoanele din dreapta schimbătorului? Dacă tot e full, trebuie să aibă tot acolo. E full pe altă parte. Aici normal era încă un buton de parcare, dar Ciprian mi l-a pus pe amândouă așa, să pun, pot să fie și aici și aici, unul. Al doilea era cel de suspensie care... Și nu o ai? Nu da. Am și al treilea era cel de... presiune de roți, care eu am presiune roți mult mai digital. Bună decât cea OM, am senzorii pe jante și mi-arată pe navigație. Foarte tare. Foarte mișto și camera din față, uite cum se vede. Bine, e puțin, a intrat în panică dacă tot îi vezi pe aia din spate cum vine așa aproape de tine. Ce preț a dat pe ea la început? Cât ca ea are? Are stage 3? Cât ar vinde-o? Cât a dat pe ea? Am dat 5800 pe ea. Are stage 1. Cu evacuare și filtru sport și dacă aș vinde, nu m-am gândit pentru că sunt foarte mulți bani investiți și am fost de vreo două ori așa pe gânduri pentru că mie îmi place foarte mult B8-ul hibrid și am avut ocazia să iau de la cineva cunoscut un B8 hibrid și atunci am stat o seară într-o noapte, chiar am stat pe gânduri, dar mi-am dat seama că unde se duce toată investiția mea și atunci am zis nu. Că, pentru că mașina asta, de bine de rău, eu am făcut-o și știu exact ce are și cum are. Uite, și... Madi, are lane assist, te vede banda. Da, vede și vede și mașina din față la câți metri, vezi? Eu m-am văzut, da. Băi, ești nebun la cap. Ia uite, apropie-te puțin de la de scoala din față. Trage, vezi? Îți cât de sege asta. Ia mai apropie-te puțin de el să vedem dacă îl vede. Nu se uite și în fundul lui. Văd că nu-l vede pe ăsta, dar vede, bă, da, uite, 20 de metri, uite.
Și o iau pe centură sau o iau tot înainte pe autostradă? Și ne întoarcem la primul sens. Bine, și frunta și tu care e din distronic, care dacă te apropiai prea mult de ăla... Frâna, nu? Frâna, da. De ce pasajul nu e 39? Care va fi următoarea mașină? Următoarea mașină va fi ori un Passat de 8 hibrid, că nu mai e singurul Passat care l-aș mai lua acum. Știi tu vorba? Da. Ce e mai bun decât un Passat? Un motorul Passat? Da, da, da. Sau un Audi. Oh my god, ce frumos face! Schimb tu, viteza e tot ce trebuie. Întreabă cineva aici, Look Big Gamer, top speed, cât a fost maxim care a mers? Maxim care am mers 260. Și are soft mașina? Da. Cât că are, de fapt, acum? Pe Dino 207. 207, păi de asta e prima viteza asta, că tu mi-ai spus prima dată treaba asta, mi se părea puțin greuț de la 140 de cai să mergă cu viteza asta, dar la 200 da. De cai, da, se duce. Mihai Valeriu, pochitoare de mașină, un Passat pe 6 CR full option nu există. Din simplu fapt că sunt mult prea multe dotări să existe toate pe un singur exemplar. Acceptați cu subțarările astea. Îți garantez 100% că n-ai văzut Passat cu 360 de grade, cu ăsta, cu lane assist și cu multe alte lucruri pe care mașina asta le are, nu? Da, corect. Spune magie, din punct de vedere al puterii, da. Te satisface? Da, deci clar, nu e toți da. Banii, da? Da, momentan da. Prima asta vă desatisface? M-a satisfăcut, dar parcă m-am plafonat așa, parcă ar mai merge. Ok. Ar fi abilității, după părerea mea, e cam... Ai băgat în ea 200 de milioane, nu? Da. Deci ca fiabilitate nu mi se pare. Nu. Eu 200. N-am băgat așa mulți bani. Mai 120? 60? Am băgat în ea 12.000 de euro. Păi nu cu toate dotările, cu... A, 12.000 de euro? Cu totul, da. Deci nu e fiabil. Nu. Deci nu e o mașină fiabilă. Dar am băgat în opțiuni, în pasiune, n-am reparație, doar problema cu... Păi de asta spuneam, 200 de milioane, 20.000 de euro. Da, cam atât a fost partea de mentenanță și de întreținere. Da. Și ca design, bă, nu poți spune un Passat că arată bine. Care văd, dacă îl faci în felul ăsta, e cu duș și întors. Nu da. Poți să zici asta. Cum? Nu poți tu să zici asta. Păi da, uite, pentru Madi, ție-ți place, nu? Da, mi-e place cum arată. Are o formă frumoasă, e frumușel. Deci Madi place, e subiectivă. Nu subiectivă. Da, mie-mi place, da. Mie așa. Mi-aș cumpăra un Passat să mă duc oriunde cu el, fiindcă e confortabil acum la 110-120 de oră, nu simt nimic. E totul super moale, chiar dacă mi se pare mai moale mașina ta. Adică e mai balcă. Dar are și geantă pe 15. Deci să bagi 12.000 de euro într-o Passat pe 6, trebuie să ai tupeu și curaj. Cam așa. Cam așa și puțină nebunie. Da. N-am vrut să spun eu treaba asta. Da, da. Ok. Da. Pentru că sunt bani care nu-i mai iei niciodată. Dacă aș vinde mașina asta, eu nu cred, sincer acum, că nu. Mm-hmm. Eu nu cred că aș lua mai mult de 5.500 pe ea, dacă aș pune-o pe OLX. Zi, Mari, ți-am făcut cea mai tare surpriză. Clar, da. Nu mai plâng că vreau acasă să conduc Passat-ul. Dar ție ce-ți place la Passat? Spune oamenilor ce-ți place la Passat, că te-au auzit toate clipurile, că nu e mașină. Deci, fete, în prima oară am avut un Passat B5 și ăla mi s-a părut oribil, și ca formă, și ca, nu știu, nu mi-a plăcut deloc mașina aia. Atunci când a venit tatăl meu acasă cu ăsta, frate, și m-am urcat și am văzut că e bărcuță, se conduce ușor, că m-a impresionat pe mine. Ia uite, poliția, unde? Dreapta? Uite, și a făcut la accident, deci nu s-a urcat. S-a urcat pe... Vezi? A vrut să facă off-road, domnul. Deci nu se poate, cum s-a urcat, cum putea să urce pe acolo? Jesus! Dați-vă și voi puțin. Și fix în stâlp. Incredibil, că dacă broia și nu putea să o pună așa. Bun, zi, Madi. Și? Așa. Și m-a impresionat pe mine pentru că era prima mașină pe care o vedeam cu frâna pe buton, frate. Electrică, nu? Da, m-a impresionat foarte tare treaba asta. Și după aia mi-a plăcut foarte mult cum arată, că oarecum avea o formă mai conturată, așa. Mai rotunjită. Adică mai rotunjită, exact, nu mai pătrată, mai rotunjită. Celălalt era un bot în față, zici că era brață urâtă, frate, urâtă rău. Da. Îmi place forma ei, îmi place cum arată, îmi place că pentru o mașină de familie mi se pare ideală. Așa, e tare bun. Deci Passat-ul chiar și de bine, frate. Încă o chestie, de când tatăl meu are de ceva timp, de vreo 4 ani, cred, 4-5 ani, nu a băgat foarte mulți bani, adică schimbul acela de filtre și așa, și ce a avut de curând o problemă, i s-a stricat ventilatorul de la aerotermă. Atâta. Deci de când are tata mașina aia, n-a avut nicio problemă. Da, bun noroc.
n-a băgat 200 de milioane. Și mi-a mai plăcut că se potriveau pe, mă rog, pe mașina lui se potriveau jantele încă de la Audi. Cât de bine trage până la viteză pe care putem să o dăm liniștiți? Oricum, aveți vitezele vor fi trucate. Cum? E trasă până de mână? Frate, mă, nu la beș. Crezi că trage? Nu pune bine puterea la roată din cauza că... Nisip? Da. Dar se duce. Deja am ajuns la viteza pe care oamenii normali așa merg cu mașina asta, 450. Dar o soi de pasat tot timpul merg mai tare și dau frâșul în spate. Ți și voi în comentarii cu poistorii de pasat sunt cei mai agresivi în trafic. Si, nu? Nu-i așa? Corect. Corect. Uite, flash-ul frumos în față. Dacă se răstoarnă cu timpul ăsta. Și avem 160. Și de aici vitezele vor fi trucate de pe... de noi la edit. Și încă urcă. Deci am ajuns la viteză destul de mare și mașina încă urcă. Gata. Și cred că luăm logarul la... Uite că nu se simte nimic la asta. Să luăm logarul la bot, ai grijă. Are foarte bune probe, deci... Deși sunt stoc, sunt foarte bune. Dar de ce zici tu, domnul, că Passatul nu are cel mai bun motor? Nici nu e puternic. Asta acolo în față, că acolo e acțiunea. Îi dăm flash-ul la Range Rover-ul ăsta. Dăm flash-ul cu bilet. Se dă Range la parte, se dă Range la parte. Nu stă ca un BMW pe stradă, dar eu zic că stă mai bine ca un BMW pe stradă pe o stradă care nu este foarte bine asfaltată. Deci BMW-ul când e o stradă cu șleauri cu astea, nu poți să ții la el. Da, a fost intenționat chestia asta pentru că mi-ar plăcut și mie să stea mai bine, dar am preferat că eu merg predominant. Da, exact, merg predominant în București și am preferat să fie confort decât... Aia, trebuie să vezi ce vei viață. Vezi să ai o mașină cu care mergi o dată pe lună, cum merg eu, joasă, static. Și te-ai văzut când mergi cu ea pe drumul bune să zici, mamă, ce mișto merge mașina? Sau să ai o mașină cu care mergi zilnic și ai nevoie de confort, oricât ai spune. Nu poți să mergi cu o mașină cum vedeți voi pe la merită toți banii. Da, mai ales că deja sunt jențile care deja au dat o rigiditate extraordinar de mare. Dar știi că se vede că trage, se vede că are 200 de cai plus, că și la 240 editat pe de mine, încă se simțea că trage, încă se simțea că se duce. Păi da, oricum aici, în Germania, așa sunt. Da. Passa, Volkswagen.